Hai vă salută Petrica taximetristul de la Gara Ubor. Băi, uite, fac și eu acest... Ce nu am, am scamă la basca asta, ce pui. Fac și eu acest material. Tot referitor la situația asta tensionată între, între Rusia și Ucraina. Că văd că se tot agită lumea și iar m-au ăștia cu tancuri și pistoale și alte bășini. Eu am spus așa, logic, o iau, că iau ca să fac un material scurs să nu plictisesc. Da? Deci, Rusia, dacă va intra, dacă va intra în Ucraina, păi interesează doar partea de sud-est. Asta e clar. Doi la mână. Da? Nu cred că o să intre. Și vă spun și de ce, părerea mea. Păi, rușii fac și ei niște aplicații la graniță. Așa cum, dacă mai țineți minte, în 2020 trebuia să fie o mare aplicație militară în Europa, până toată, până Finlanda, până Norvegia, până. Polonia, până Polanda, până Cauciucania, toate armatele, inclusiv NATO și cu armatele statelor membre comunității europene, să facă o aplicație militară timp de trei luni de zile. Asta însemna că ea vreau să atace Rusia sau ce. S-au dus și rușii la graniță să facă și niște aplicații, cum am face noi, de exemplu, dacă s-ar duce Opa, câteva efective trimite la granița cu Ucraina sau la granița cu Ungaria sau cu Bulgaria în Sud, face niște aplicații pe câmp la Bulgaria acolo, aproape de așa, de Bulgaria. Asta înseamnă că trebuie să invadăm bulgarii sau ce? Dar eu nu înțeleg de ce n-au comunicat ăștia, miniștrii de externe al Ucrainei și al Rusiei. De ce n-au vorbit sau președinții între ei? Bă, cum e, care-i treaba? O punem de război sau nu o punem? E altă acolo, i-am spus, sunt alte lucruri, alte jmenuri la mijloc. Da? Și de chestia asta s-a folosit și Putin să arunce vrăjea la gen, băi, știi ceva, ia să dispară NATO din uh, Bulgaria și România, scutul antirachet. M-ați înțeles? Cam asta e toată jmecheria. Nu, toată lumea s-a agitat, domne, când începe războiul, că N are cum. Iar dacă era treaba serioasă, vă spun eu că intrau rușii în trei minute în Ucraina și ajungeam în România în jumătate de oră. Da? Hai să fim serioși. Și dacă era treaba pe bune și atât de serios, păi să se trimiteau trupe americane și bulgare și franceze și asta în România, erau deja acolo. Sunt alte chestii la mijloc și de-aia zic, nu trebuie să ne agităm prea mult. Eu sper să am dreptate. În 80% eu cred că am dreptate. Dar totul e logic. Pentru că Rusia depinde economic, în special de Europa. Pentru că puterea de cumpărare a Europei este mult mai mare decât a Chinei. A uh, Pakistanului, a Indiei, da să zicem că nu mai dăm gaze în Europa, le dăm în India, le dăm în Pakistan, le dăm în, în China. Da? Hai să fim serioși. Și de chestia asta mai a câștigat și America. Bă, bă cât că le-a dat? 120 de milioane? Le-au trimis la ăia, lăs de -alea cu cum le spunem, agheuri sau ce, dreacu? tot așa, pistoale, deci pistoalele au trimis, asta a fost restul lumii, și acum nemții vor să le dea căști. <laughs> ce dracu să fim serioși, nu va ieși bă nimic. Da. Doar în cazul în care, să zicem, și altă chestie logică, păi stai puțin, ce s-are în sus NATO și toată lumea, că de fapt Ucraina nu e comunitatea europeană. Una la mână și doi la mână nu e membru NATO. Deci NATO trebuie să intervină doar în momentul în care, da? este atacat un stat membru NATO. Da? Și dintr-o dată așa s-au îndrăgostit toți de Ucraina. A, ah, că sunt alte interese, partea a doua, că am mai spus-o, că industria Ucrainei din partea asta de aici pe care o interesează, este interesată rușii de ea. Așa, ah, aia exportă foarte mult materie, materie, primă către Occident, în special către, către Anglia. Da? Eu am lucrat tot așa în în domeniul ingineriei și țin minte, eram uh, operator CNC, strung comandă numerică. Și barele alea de crom și titan și tot ce mai venea așa, veneau din Anglia, le cumpăra patronul la o companie din Anglia, iar englezii la rândul lor le cumpărau din Ucraina. Da, de aia s-au băgat în horă și au ridicat coada Franța, Anglia, America, în fine, America e cu altă și și acolo, că nu vreau să dau dumacul acum. Da? că fisul lui Biden are combinații până Ucraina și alte chestii. Știți ce zic? Și în fine, scandalul cu Ucraina, între Ucraina și Rusia, așa să zic, anumite divergențe, au început în momentul în care au închis ucrainenii robinetul, dacă mai țineți minte. O perioadă, câteva ore și după aia amenința rușii că a spus, stai așa, păi lasă-ne pe noi să facem prețul la gaz. Da? Ce le dai la... Păi, pentru că conductele tra... Tra... Astea de gaz traversează Ucraina, nu? Și după aia Putin, a făcut o ofertă lui Băsescu, hai să mutăm țevile pe la voi. Dar nu putea Băsescu și România pentru că era NATO și NATO cu Rusia. Oficial, dar nu prea să halesc. Vorbim așa mai pe golănești. O dăm termeni de specialitate că ne închidă la Facebook. Da? Deci nu prea să halesc. Oficial, neoficial au afaceri împreună. Adică ăștia sunt dușmani pe pământ și pe stația spațială orbitală sunt tovarăși. Hai să fim serioși. Ce spun? Dar oricum, în ambele părți au de câștigat, și Rusia, și NATO. Și de asta spun. Părerea mea este că în proporție de 80-90% nu are cum să iasă un război, eventual o invadare, dar ceea ce nu cred, pentru că va atrage de la sine sancțiuni, uh, contra Rusiei. Putin știe lucrul ăsta, dar în declarațiile astea oficiale nu trebuie nici tu să dai înapoi, să nu te arăți nici fraier, dar nici prea slab. Da, trebuie să mai faci tu câte o declarație. Și acum să ai că, uite, dacă vreți, veniți la noi, la dvs să vedeți. Adică să inspectați voi rușilor, ia veniți să vedeți ce armament avem aici. Da? Și asta doar de contracarare, de apărare, niciun caz de atac. Cam asta este. Toate cele bune. Mă duc și eu la un pahar de saună. Și să ne auzim cu bine. Aveți grijă de voi și v-am spus, nu vă... Am prieteni care și-au luat iar conserve, cum am făcut eu de nebun, când au început paranghelia cu... Ăsta cu Covrigu Da? Și au făcut provizii. Alții au zis că fug în munți cu familia, că începe răzbelul și că... <gânghe> Doamne, mai Toate cele bune.